Ăla mi s-a părut mie momentul istoric în care s-a băgat cricul între lemnele care nu mai fusese rămișcate de acum 200 de ani. Și în momentul în care s-a auzit, una dintre voluntari a zis, oh, se tărâmă! Și s-a auzit scrâșnetul, mișcarea materiei, scârțâitul lemnului care se desface. În primul rând am învățat să am răbdare, să pot să înțeleg ce a gândit el atunci, în momentul în care le-a creat, le-a făcut. Erau alte tehnici, alte materiale. En plus de ça, c'était une époque où il n'existait pas les machines, où il existait juste des outils. Et donc la perfection, la douceur du résultat, l'intégration dans le paysage, dans la vie, était extrême. Felul în care s-a desfășurat procesul de conservare, restaurare în acești 10 ani, înseamnă un instrument educațional pe un șantier deschis. Șantier pe care s-au perindat specialiști, de la arhitecți și restauratori până la antropologi și alte istorici de artă, inclusiv voluntari internaționali, și un șantier educațional pentru comunitatea din zonă. Descara, watashi no kyouju ga, profesora ga, よくこのルーマニアの修復のことを知っていましたのでですから私はこの土地に来ることを選びました、それから古い歴史と中のこの美しい、絵画ピクトゥーラがとっても好きになりました。Eu am coordonat echipa care a lucrat la restaurarea picturii murale. Am început ca studentă, am venit imediat după ce am terminat masterul în voluntariat aici. 10 ani, deci din 2010, de când am terminat masterul și până am finalizat anul trecut. Am zis să vin și eu ca voluntar pentru 2 săptămâni și am rămas toată vara, vreo 2 luni. Asta a fost în 2015 și din 2015 am venit până anul trecut, în 2020, până la final. Tenacitatea, constanța în gândire și o relație construită în jurul unui scop ar putea să fie, până la urmă, unul din motivele pentru care așa un proiect poate să fie promovat. Această comunitate și cu echipele de specialiști și voluntari care s-au perindat aici au demonstrat că patrimoniul, de fapt, privește pe toată lumea și că nu e o chestie atât de elitistă de care nu se ating decât unii și ceilalți stau și observă, ci dimpotrivă este un efort cumulat. Și tot ceea ce au lucrat înaintașii noștri, atât pictori cât și boierii și cei care au fost specialiști și și-au dat silința, noi am vrut să păstrăm așa cum ne-a fost dat.